David Popovici a obținut o nouă victorie la o competiție desfășurată la Roma. Popovici a reușit să câștige proba de 200 de metri liber după ce s-a calificat în finală cu cel de-al patrulea timp. În finală, tânărul înotător român a încheiat cursa în frunte cu un timp notabil de 1 minut și 45 de secunde. Această performanță se adaugă succesului din ziua precedentă, când Popovici a obținut o victorie și în proba de 100 de metri liber, stabilind un nou record pentru competiție cu un timp de 48 de secunde. La finalul cursei, Popovici a subliniat faptul că pregătirea sa pentru campionatele mondiale decurge conform planului. Duminică, campionul mondial și european a impresionat din nou în proba de 200 de metri liber, dominând seria preliminară pe care a încheiat-o cu un timp de 1 minut și 47 de secunde, clasându-se pe locul 4 în runda de calificări semifinală. Deși a concurat pe culoarul 6, a condus cursa de la început până la sfârșit, asigurându-și o victorie meritată cu un timp excelent de 1 minut și 45 de secunde. Alături de Popovi s-au clasat Thomas Dean din Marea Britanie cu 1 minut și 46 de secunde și Stefano Dicola din Italia cu 1 minut și 46 de secunde. Performanța lui David Popovici este cu mult sub cel mai bun timp personal pe care l-a obținut anterior la distanța de 200 de metri liber, și anume 1 minut și 42 de secunde, timp cu care a câștigat medalia de aur la campionatele europene din anul precedent desfășurate tot în Roma. În 2023, românul nu a reușit să coboare sub limita de 1 minut și 45 de secunde la această probă. Următorul obiectiv este reprezentat de campionatele mondiale din Japonia, relatează Observator News.ro.